Dragii mei, trebuie să încep cu o mică mărturisire că au trecut mai mult de 50 de ani de când am stat prima dată, așa cum stau acum, înaintea adunării, înaintea dumneavoastră. A fost la un mic program în care am creat ceva așa legat de tema aceea și m-au rugat dacă mai pot să mai fac ceva și pentru după amiază. Și am făcut a doua oară lucrul acesta. Am crezut că se încheie programul acolo. Nu m-am gândit niciodată că peste 50 de ani voi fi în același loc. A trecut o jumătate de secol, nu știu pe unde. Cu multă bucurie în suflet, mă uit înapoi cu mare recunoștință. Nu cred că era un drum pe pământ pe care l-aș fi ales altul decât acesta. Inițial, ca orice tânăr, m-am gândit la fel și fel. M-am dus la liceu militar la Breaza, vroiam să fiu aviator pe MiG, să cărăra cu 2200 pe oră să mergem, uite așa, da. Și după aceea am vrut să merg să devin medic și m-aș fi vrut să fac operații complicate. Mi-a scos Dumnezeu în cale ajutoare, oameni care... Nu. După aceea a venit o doamnă, a spus, domne, ai o voce extraordinară, vină cu aceea, vreau să doamna Papazian, mare profesoară la conservator, profesoară de voce, vină cu aceea, vreau să te instruiesc, vreau să fac ceva din tine. Nu m-am putut regăsi cu niciun chip. Nu m-am regăsit nicăieri din locurile acestea. Afară de locul ăsta. Și aveam 17 ani când am început. Acum știți voi câți ani am după ce m-am spus treaba aceasta. Că m-a întrebat și nepotul de une zi, câți ani ai? Și am spus câți ani am și a zis, de ce? Ce s-a întâmplat? Păi zic, am făcut ceva, că altfel n-ajungeam la vârsta asta, zic. Iubiții mei, în această seară vom avea o mică introducere asupra unei miniserii de 3 prezentări. Cred că avem un pic de eco la... De rai. De rai, cineva să regleze puțin acolo, da. Pentru audiența noastră, spun lucrul ăsta. O să avem o serie de 3 prezentări, dintre sub genericul acesta, drumurile se întâlnesc la cruce. Și după cum am mărturisit cu privire la propria viață, că nu am putut găsi locul meu decât lângă Dumnezeu și aici unde mă vedeți, acum, tot la fel se întâmplă în fiecare viață de om, de fapt. Un om se naște căutând. Și după cum ați văzut pe ăsta micul care în primele ore începe să caute ceva și îl întrebe, de unde știi tu, mă, că există așa ceva? Și gata, găsește. Sau dacă vezi pui și ăștia, la fel, caută, îi vezi căutând. De unde știi, mă, tu, că există așa ceva? Și atunci, dincolo de acest simbolic moment, omul este în permanentă căutare. Și zice, gata, am găsit. Și când coro n-a găsit. Precis, asta este. Nu este. Ați observat când Samuel a mers la tatălui David, la Ișai, și a prezentat fiii unul după altul, băieți înalți, pregătiți să fie rege în țară, nemaipomenit, ăsta e sigur, a zis Samuel. Și Domnul a zis, the next one, următorul. Ăsta e sigur, a zis Samuel, nici ăsta nu e. Apoi altul, ăsta e precis, n-a fost nici ăsta. S-a terminat. Nu se poate așa ceva. Nu mai e nimeni, mai e unul, dar zice, asta e cu oile, are alte. Adu-l aici că nu mâncăm până nu apare omul ăsta. Și când a apărut, el era un copil, un tinerel, un adolescent. A apărut acolo față de frații lui care erau foarte impunători. Și atunci Duhul Sfânt i-a spus, ăsta e omul. Și a turnat pe capul lui de lemnul ungerii. Și noi suntem în același fel de căutare pe pământul acesta. Unii dintre noi, după ce am venit aici, am răsuflat și am zis, gata, am ajuns. La a treia zi ne-am dat seama că n-am ajuns. Și, de fapt, căutarea continuă. Există un singur loc în întreg universul, un singur loc sub ceruri, unde un om se întâlnește cu destinul lui. Un singur loc. Există un singur loc în care un om se simte și trăiește spunând am ajuns acasă. Este un singur loc. Altceva nu există. Indiferent dacă un om va căuta în religie, în bogăție, în faimă, în putere, în autoritate, indiferent în artă, în daruri, în orice, dacă își va căuta destinul vieții,
Îl va găsi pentru 3 minute, dar ce minune ține 3 zile, a treia zi nu mai este. Deja s-a evaporat. Oh, dacă aș lua casa asta, vai de mine, în America se dă cu 100 de mii de dolari în plus, dacă ai view, dacă vezi departe munți, tai, ce frumos se vede de acolo. Și te muți în prima seară și, băi, e fantastic. A doua seară e semi-fantastic. A treia seară e pustiu și nu se îngână nicio boare. Vorba lui Coșbuc. S-a dus. S-a dus. Nici unul din aceste lucruri, dacă aș avea serviciul ăsta, dacă aș reuși să fac lucrul ăsta, dacă aș face cu foarte bune, ele sunt parte din țesătura vieții noastre, dar niciunul nu poate ține locul a ceea ce lipsește în sufletul nostru. Punem acolo, dar nu, durează un pic, dar după aceea același lucru se întâmplă. Și e bine că este așa. E bine, ar fi foarte rău să fim lăsați cu simțământul că am ajuns acasă, când de fapt n-am ajuns. Și acum, cu ocazia aceasta, o să urmărim locul acesta și pe Mântuitorul nostru operând asupra sufletului unui om printr-o singură privire. Am auzit de doctor care operează așa cu atenție, avem în familie, doar ca să vindești pe cineva cu o privire, n-am auzit lucrul ăsta. Dar el este acela care ne-a vindecat și ne-a prins pe toți cu o privire. Acolo la cruce, acolo s-au întâlnit drumurile unui om care a trecut prin de toate în viață sperând că ajunge acolo unde caută și găsește ce îi lipsește și îi împlinește sufletul. Nimic nu a fost. Până la urmă s-a scufundat în viciu și în crimă și în adrenalină și în atacuri și în tot felul de lucruri și nu e nimic. Până la urmă e capturat, e prins, e condamnat la moarte prin crucificare pentru crimele lui. Dar în ciuda condamnării, psihologia spune că dacă există o senzație mai tare, aceea va domina. Indiferent, îți arde, că, spre exemplu, te doare măseaua groaznic și deodată te anunță unul, vezi că ți-a luat foc casa, păi ai uitat de durere de măsea, sarcă ars, nu mai trebuie niciun dentist, repede să scapi. Dacă una dintre aceste trăiri este cu adevărat puternică, aceea rămâne să domine. Și omul ăsta este condamnat la moarte, este răstignit, nu se poate o durere mai excruciantă decât aceasta și cu toate acestea, dincolo de durerile acestea, dincolo de nenorocirea aceasta, are o preocupare care se ridică deasupra acestora. Dom'le, am trăit în bune și în rele într-o viață și n-am găsit ce am căutat. Și acolo, la cruce, s-a întâlnit drumul lui cu drumul lui Iisus. Aceasta era ceea ce căuta el. Ați văzut că spune despre femeia aceea că a avut 5 căsătorii eșuate. Ce să fie, domne, cu treabă? Păi căuta ceva și nu de fiecare dată se pomenea că nu. Când s-a întâlnit cu Iisus la fântână, Scriptura nu mai arată, după ce s-a întâlnit cu el la fântână, Scriptura nu mai arată nicio căsătorie a acestei femei. E, sufletul era împlinit total. O transformare ca aceea nu o poate face decât Dumnezeu. Ea merge de acolo cu așa autoritate și cu așa putere de convingere încât determină un oraș întreg să iasă să-l vadă pe Iisus cu care a vorbit ea. În sfârșit am ajuns. Acolo era locul. Drumurile se întâlniseră. Păi părinții noștri ne-au spus prin tradiție că este așa, că e pe dincolo. Voi spuneți că la Ierusalim e așa, pe dincolo. Orice ar face, un om, unul s-a făcut iudeu, unul s-a făcut samaritan, tot degeaba. Până nu l-a întâlnit pe el. Când l-a întâlnit pe el, apoi sufletul ei s-a umplut și nu numai de această satisfacție, dar și de puterea aceea prin care un oraș întreg a răspuns apelului ei. Așa s-a întâmplat aici. La început, acești doi condamnați în mare suferință s-au asociat și batjocoreau pe Iisus, spune Evanghelia, împreună cu toți ceilalți oameni. Preoții și cărturarii au dat tonul,
Păi dacă ești tu Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos după cruce și scapă-te. Ei au dat tonul și pentru că lumea se uită la popa, nu? Când popa cântă, lumea o ia după el, cântă după el și ăștia, ei doi așa învățat să trăiască. Și cu toate că erau sub aceeași condamnare, Scriptura spune că inițial amândoi și-a bătut joc de Iisus. Nu trebuie să descurajeze nimeni, chiar dacă un fiu sau un soț sau o soție înjură de Dumnezeu sau comite lucruri grave, extrem de rușinoase și cum am primit ceva corespondență pe tema asta. Bă, nu-ți pierde inima. Zic, în timp ce o persoană batjocorea pe Iisus cu cele mai josnice batjocuri, a văzut cât este de frumos și de adevărat și i-a înghețat vorba în gât. S-a întors imediat la celălalt și a spus, băi, frate, oprește-te. Oprește-te. Nu te temi de Dumnezeu. Zice, uite-te la omul ăsta. Noi suntem aici, într-adevăr, pentru ce am făcut noi și este drept lucrul acesta. Nu protest, nu scuze, că să vezi de ce am făcut, sau nu există așa ceva la el. Dar uite-te la el. Și când a privit asupra lui, în momentul acela a fost transformat și s-au petrecut două lucruri incredibile. Pe de o parte, drumurile celor doi s-au despărțit. Ei au umblat împreună în tot felul de nenorociri. Acolo drumurile lor s-au despărțit și tot acolo drumurile s-au întâlnit între omul acesta și Iisus. Acolo pe cruce s-a petrecut tot. A fost de ajuns să vadă pe cine înjura el. Eu am mai spus, voi, cei care ați mai ascultat, v-am spus că odată am mers cu un băiat care înjura de Dumnezeu și eu l-am oprit în cer. Ia zic, oprește puțin. Nu mai înjura, zic, oprește un pic. Zi rar ce ai spus că vrei să faci și cui ai spus că faci lucrul ăsta. Zi repede. Și a început, săracul s-a uitat speriat la mine și când a calculat ce vorbea și când s-a gândit la Dumnezeu, a spus, domne, eu sunt animal, nu sunt om. N-au zis. Nu este adevărat. Ești un om care înjuri de Dumnezeu, nu ești animal, zic. Animalul e îngraș, colea, bravo lui, felicitări, dar tu ești om care înjuri de Dumnezeu. Și dânsul mi-a spus, dânsul a spus vorba asta, domne, eu sunt animal, nu sunt om. Păi, m-a rănit chestia asta, dar omul a avut libertatea să spună, păi zice, eu am fost în cameră la mine gazat, complet. Am fost, corpul meu a fost verde, am fost căzut pe podea, mort, otrăvit de gaze de la sobă și mai aveam un minut să mor. Și un coleg al meu care intra la schimbul 2, îi vine în minte deodată să nu mai intre în fabrică, ci să alerge la mine la garsonieră unde eram, să bată în ușă, mirosea gaze pe scară, n-a deschis nimeni, a dat cu piciorul și a spart, m-a găsit mort pe podea acolo. Așa m-a târât afară și uite că sunt viu în ziua de astăzi. Și eu te întreb, cine l-a trimis pe băiatul ăla acolo? Și un jur de Dumnezeu, așa a spus el. Nu vă pierdeți niciodată curajul. Cineva care vorbește cum n-ar trebui la adresa lui Dumnezeu, în procesul acesta, ajunge să vadă frumusețea și bunătatea lui Dumnezeu. Și în acest univers în care trăim noi, există o singură putere care poate întoarce sufletul la Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Urmăriți ceva cu totul aparte. Celălalt nu putea să se uite la Iisus și să vadă nimic bun în el, pentru că ochii erau orbiți de ceea ce înjurau preoții, poporul, trecătorii inclusiv. Aiurea se băgau în discuții acolo. Și când ăștia de jos înjurau, blestemau, scuipau, țipau acolo, el vedea în Iisus ce ziceau oamenii ăștia. Degeaba s-ar fi uitat el la Iisus pentru că ochii îi erau orbiți. Nu-i nimic. Dar colegul tău de lângă tine? Iisus a spus, dacă nu mă crezi pe mine, crede lucrările acestea pe care le fac eu. Ai văzut ce s-a întâmplat cu colegul tău, cu prietenul tău de nenorociri, cu care ați umblat voi împreună și ați fost condamnați. Ai văzut ce s-a întâmplat? Ce transformare a avut loc în omul ăsta? Lucrul ăsta trebuia să fie pentru el o dovadă suficientă că Iisus nu este cel pe care îl vedea el. Drumurile lor s-au despărțit în momentul în care unul dintre ei a privit chipul lui Iisus. Suntem aici într-o biserică. Mergem la fel, mergem în aceeași direcție, ne întâlnim, participăm la slujbe.
Drumurile noastre însă se despart în momentul în care privim pe cel care ne privește. Nu e vorba doar de Iisus privind la tine sau la mine, ci este vorba de un schimb de priviri. Biblia spune că în momentul în care Petru se jura a treia oară că nu știe cine este Iisus, n-a văzut, nu știe, în momentul acela Iisus s-a uitat la el. Atunci a cântat cocoșul. În clipa în care Iisus s-a uitat la el, Petru a tras o singură concluzie. Dumnezeu are dreptate. E clar. A plâns cu amar după lucrul acesta. Inițial a refuzat. Avea așa încredere în sine, încât ceea ce i-a spus Iisus n-a avut putere să treacă peste ceea ce credea el despre sine. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu are cine să întoarcă o astfel de minte înapoi. Iisus îi spune, uite, te vei jura noaptea asta de trei ori că nu m-ai văzut. Nu se poate așa. Eu nu știu cine sunt. Îmi spui mie chestia. Nu se poate așa. Și stă tare și... Acolo a pierdut lupta, nu lângă foc. În momentul în care refuzăm să credem adevărul așa cum este El în Hristos. Dar Dumnezeu nu părăsește pe nimeni care are așa mare încredere în sine și care se împotrivește chiar lui Dumnezeu pentru ideea lui din mintea lui. Nu părăsește. Dumnezeu luptă și merge cu el. Iisus luptă pe cruce să-l prindă pe omul ăsta pe marginea prăpastiei. Mai e o clipă și le vor zdrobi picioarele și vor muri în chinuri teribile și s-a terminat. Atât mai este. Dar omul ăsta continuă să caute. Și este atât de fericit că în sfârșit respire, cum ați văzut că se întâmplă cu peștele ăsta celebru, Salmon. Am văzut chestia asta, am fost acolo, mi-e drag de ieșit, mi-e drag și văd și în gârlă, nemaipomenit. Când am văzut cum luptă ăștia, în viața ta n-ai văzut așa ceva. În viața ta. Este acolo la o pescărie din aceasta, a făcut o statuie unuia dintre ei, care a reușit să intre pe o țeavă ca să ajungă în apa în care s-a născut. Deci ei vin din ocean după 5, 6, 7 ani de umblat în Japonia, peste tot în curenți, și acum se duc înapoi la munte acolo și urcă pe firul ăsta, pe firul de apă, până când au gustul apei în care s-au născut. Fiecare apă are compoziție chimică unică. El știe, are imprimat acest lucru și el selectează pârâu după pârâu, după firicel de apă, până ajunge exact în apa în care s-a născut, acolo varsă icrile și moare. Ăsta a luptat, dacă vedeți cum sar peste baraje, îi mănâncă urși și mai sunt alte chestii, dar ce luptă incredibilă a unei ființe ca să ajungă la origine, acolo unde aparține. Și lucrul acesta nu este numai în domeniul peștilor sau păsărilor migratoare, ci mai ales în ce privește sufletul omului. Omul este în căutarea acestui lucru. Întâlnirea privirilor acestui tâlhar cu privirea lui Iisus, întâlnirea privirilor a fost urmată de întâlnirea drumurilor lor. El s-a predat. El a ajuns acasă. S-a liniștit acolo pe cruce unde era. Acolo a fost clipa pentru care a trăit el, pentru care s-a născut, a alergat, a luptat, s-a zbuciumat, a făcut prostii, a făcut căutări în viață, negăsind ceea ce căuta. Dar acolo a fost clipa și Mântuitorul l-a prins. În vremea lui Ioan au fost niște oameni care au refuzat să creadă. Vezi de treabă. Astea sunt chestii de bătrâni, de tradiții, de... Uită lucrul acesta în vremea lui Ioan. A fost însă o clasă de oameni, niște persoane îndoielnice moral și alții vame și îndoielnici politic și trădători considerați, asociați cu Imperiul Roman, trădătorii și imoralii. Oamenii aceștia, spune Biblia, când l-au auzit pe Iisus, ăștia au crezut. Și au primit botezul dând dreptate lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate. Și au primit botezul oamenii aceștia. Iisus se adresează acum fariseilor. Dar voi ați văzut ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Și zice, măcar că ați văzut, în urmă nu v-ați căit să vă întoarceți la Dumnezeu datorită necredinței voastre.
Ați refuzat să vă întoarceți la Dumnezeu. Măcar că ați văzut el. A fost așa de spectaculos. Cine a devenit creștin? Cine urmează pe Iisus? Acești răspopiți sau vânduți Romei și aceste persoane care... Astfel, ei au văzut transformarea aceasta. Cea mai mare minune care se poate petrece undeva. Unul dintre cei doi n-a prins mesajul acesta. Dar unul a prins. El reprezintă omenirea noastră, el ne reprezintă pe noi din seara aceasta, care stăm în acest loc. Și mă rog lui Dumnezeu ca, așa cum scrie Scriptura, dacă nu mă credeți pe mine și nu credeți cuvântul lui Dumnezeu care este, credeți măcar lucrările acestea, a spus Iisus. Începeți de aici. Și când ai văzut omul de lângă tine, ai văzut schimbarea din viața lui, întreabă-te, în afară de Dumnezeu, cine ar fi putut să facă așa ceva? Și dacă Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu omul acesta, cu atât mai mult cu mine. Ieri am fost împreună cu soția, am condus, dar nu se mai poate. Am făcut 3.000 de kilometri într-o săptămână și ceva. Mai facem vreo 3.000 până plecăm. Dar am mers undeva într-o comună lângă Deva, și am întâmpinat o persoană care a participat cu noi la clasa aceasta de pregătire numită Prietenia cu Dumnezeu. Și am ascultat-o înainte, am căutat să am mărturisirea de credința a dumnea ei. Cum ai luat această hotărâre? Și mi-a spus, zice, de ani mulți o urmăresc, ascult. Dar nu m-am gândit că e vorba de, și de mine. Credeam că se vorbește așa cu toată lumea și nu m-am gândit niciodată. Dar într-o zi, gândindu-mă eu foarte serios așa la lucrurile acestea, am zis, Dumne, ia stai puțin, frate. Nu se poate. Auzi, Contele Tolstoi, spune dumnei, a avut atât avere extraordinară. A dat tot, Dumne, pentru Dumnezeu. Dumne, o fi ceva. Înseamnă că e o problemă. Dar cel mai tare, îmi spune dumnei, a fost cu ăsta, cu Kalașnikov, domne, care a inventat Kalașnikovul. Auzi, la 95 de ani s-a întors la Dumnezeu. Ăsta care a... Câtă lume o fi murit în Kalașnikovul, în automatul lui. Și atunci am zis, Doamne, dacă acest tip de oameni s-au întors la Dumnezeu, înseamnă că e timpul și este vremea și pentru mine. Ea a fost unul care a văzut lucrările lui Dumnezeu și le-a pus la inimă. Dumnezeu să ne ajute și pe noi, așa cum scrie Sfânta Scriptură, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și în timp ce privim suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă. Iar la venirea Lui, Scriptura spune, Iisus, chipul acesta la care ne uităm noi, Iisus va fi proslăvit în voi și privit cu uimire în cei ce vor fi crezut. Uită-l aici. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.